Suntem în direct, dosar de politician. Președintele României a cerut demisia guvernului, a cerut în premieră demisia șefului DICOT, Felix Bănilă, pe care dânsul a numit președintele României în funcție. Președintele României este nemulțumit de modul în care DICOT face anchetă în cazul Caracal, despre faptul că instituțiile statului român asistă impasibile la crime odioase. Ăsta este un adevăr, cât se poate de evident, și îl trăim în fiecare zi. Este un război dur, așadar, politic, în preambulul campaniei prezidențiale. Invitatul meu din a doua parte este Teodor Paleologu, candidatul PMP la alegerile prezidențiale. Bună seara, domnule Paleologu! Dan Bucura rămâne alături de noi pentru analiza și pentru dezbaterea serii. Haideți să vedem declarațiile președintelui României. Extrem de virulent, a așteptat-o pe Viorica Dăncilă să se întoarcă din Statele Unite pentru a administra o papară de asta politică extrem de dură. Este revoltător modul în care în ultima săptămână unele instituții publice au reacționat atât în ceea ce privește ancheta de la Caracal, cât și în ceea ce privește ancheta legată de cumplitul caz din Dâmbovița. În ambele cazuri am văzut reacții întârziate, gesturi publice de-a dreptul scandaloase, care denotă lipsa de preocupare pentru victime și pentru familiile victimelor. Ce s-a întâmplat în ultimele zile cu una dintre familiile victimelor de la Caracal este un exemplu de așa nu. Mă refer și la conducerea DICOT, instituția cărei implicare în cazul Caracal ar fi trebuit să aducă un plus de profesionalism și credibilitate. Doar că, sub conducerea domnului Bănilă, acest lucru nu s-a întâmplat, iar ancheta continuă să genereze semne de întrebare majore. Modul în care s-au desfășurat lucrurile până acum nu face decât să ridice suspiciuni și să accentueze lipsa de încredere a oamenilor în autorități, iar o astfel de abordare nu poate duce decât la rezultate proaste. Așadar, îi cer domnului Felix Bănilă, procuror șef la DICOT, să-și înainteze imediat demisia din funcția de procuror șef al DICOT. Declarațiile președintelui, domnule Paleologu, cum le comentați, ca are să zic dreptate. Așa? Are dreptate, sunt absolut de acord cu tot ce spune. Atâta că și reacția lui e întârziată, că vorbea de reacții întârziate, e și în cazul lui o reacție întârziată, dar mă rog, mai bine mai târziu decât niciodată. Deci sunt de acord cu tot ce spune, cerând demisia domnului Bănilă, mă rog, mai bine nu-l numea, dar în fine... mai bine, mai târziu decât niciodată, cum spuneam. Și mai ridică niște probleme ce spunea președintele, și anume o problemă cu adevărat de fond importantă, lipsa de încredere. Lipsa de încredere în autorități. Asta e o chestiune extrem de gravă, o vedem la tot pasul și cred că este extrem de importantă restabilirea încrederii în instituțiile statului. Încrederea este foarte serios druncinată. Cred că viitorul președinte va trebui să aibă acest obiectiv în minte, restaurarea demnității statului, a autorității. Și cum am ajuns în situația asta, domnule Paleologu? Este întrebarea mea pentru toți invitații. Am avut și pe reprezentanța ai poliției, așa mai departe. Am prins foarte puțin din dialogul dumneavoastră. Domnule Paleologu, noi am devenit o societate constatativă. Da. Vreau să văd cum sunteți dumneavoastră candidat. Vreau soluții. Cum ne recâștigăm încrederea distrusă în instituțiile statului român? Cheie, da? Parchet, poliție. Da. Uitați, vorbeam adineau și în pauză, Bucureștiul era mult mai sigur decât alte capitale europene. Te puteai plimba în București seara fără grijă că vei fi agresat. Spre deosebire de Paris sau Bruxelles. De alte orașe din Europa. Lucrurile nu mai sunt așa. S-a degradat situația în ultima vreme și evident că în ultima vreme clanurile
interlope, au luat avânt, au scos capul de la cutie, păreau speriate înainte. Se întâmplă ceva. Da? Adică să facem evident ca înainte, că se domnule Palucu, să le speriem, și să le mai arestăm. E vorba de... eu nu sunt mare expert în chestiuni care țin de poliție. Dacă nu sunt polițist. Președinte, o să conduceți ce se apel, evident că da. Și atunci ordinea publică și sunt ai experți. Ai experți, evident că da, atribuțiile președintelui în materie de ordine publică sunt esențiale. Însă, ce se întâmplă de clanurile interlope scot capul în felul ăsta? Este consternant. Nu le mai e frică. Ce s-a întâmplat? Ce a făcut PSD-ul la Ministerul de Interne de am ajuns în situația asta? Pentru că e clar că s-a schimbat ceva. Nu era așa cu 10 ani. Dar e un fenomen relativ recent, în ultimii ani, de când am avut-o pe Carmen Dan. Punctul nostru de vedere e că de la PSD se da, trage toată starea asta. Categoric, da, pentru că am văzut și în cazul jandarmeriei anul trecut, da, faptul că PSD-ul a politizat o instituție care nu trebuie să fie politizată. PSD-ul și-a anumit peste tot incapabili. Cred că este mai mult. Toate partidele au pus șefi de poliție și la jandarmerie. Când a fost domnul Blaga, când a fost după aceea de la PNL cu Cristi David, cu Stroie, toți politicienii au făcut numiri politice. Păi, da. Numiți atunci, cine pui, erau mai profesioniști decât ăștia de acum. Foarte bună observație, dar chiar și așa nu e în regulă. Eu cred că e foarte important să instaurăm meritocrația în țara asta. E esențial. Și să știți că e ușor să spui în campanie electorală că vrei să instaurezi meritocrația. Dar e esențial pentru că peștele de la cap se împute. E nevoie, de concursuri pe bune în ocuparea funcțiilor publice și mai cu seamă păi că e vorba de DICOT. Asta este un marasm. Este o cloacă Bucureștiul ăsta. Ieri am dat niște interceptări cu două domnișoare din anturajul ministrului de finanțe, da? În care discutau tot despre angajări, tot despre concursuri falsificate, da, domnule Paleologu. Și asta arată exact cât de multă dreptate am, din păcate. Cum ieșim din laștină? Păi eu cred ieși la televizor și spune, bă, faceți concursuri pe bune? Păi aia care se uită, nu spune, ce prostii vorbește și ăsta la televizor? Nu e chiar așa. Pentru cum procedăm? Nu e chiar așa. Uitați-vă că în ultimii ani oamenii au ieșit în stradă și n-au ieșit în stradă doar ca să ceară ceva. Au ieșit în stradă ca să protesteze, au ieșit în stradă ca să apere niște principii. Nu, chiar e o realitate asta. Sunt sute de mii de oameni care au ieșit în stradă. Oamenii sunt din ce în ce mai conștienți de faptul că toate aceste mizerii politicianiste sunt o catastrofă națională. Din 2013 încoace, în fiecare an am avut mobilizare civică foarte puternică și eu cred că valul ăsta va continua. Eu cred, domnule Paleologu, vreau să mă întreb. Ce credeți, că sunt prea optimist cumva? Eu nu cred. Eu cred că sunteți e o realitate. Optimist, oarecum și puțin naiv. Eu cred că românii acum, așa cum arată societatea, vor o mână forte, vor în jupân. Pentru că țara asta o ia la vale, a luat-o deja tare la vale. De acord. Da? Și întrebarea este cine va fi jupânul, în sens bun de data asta, nu negativ, peorativ, cine va fi jupânul care poate să pună ordine în țara asta în următorii 5, poate 10 ani? Vă referiți la, la vreun candidat la președinție? Da. Aveți impresia că Iohannis e cumva un jupân sau că Dan Barna e un jupân sau că doamna Dăncilă e un jupân sau că Diacon e un jupân sau chiar eu un jupân? Eu eventual pot să fiu, după o faimoasă formulă consacrată, o mână de fier într-o mănușă de catifea. Totuși, mănușa aia de catifea face parte din personalitatea mea. Nu pot. Da, îmi bucur. Nu pot decât, iertați-mă un moment, nu pot decât să încerc să imit pe un unchi de-al tatălui meu, Mârzescu, ministrul de interne din 1918. Încerc, așa, nu știu dacă pot să mă ridic la nivelul lui, dar cel puțin am icoana lui în suflet și pe perete. Silviu, eu o să fiu scurt, că după aia mă întorc și eu cu o întrebare sau două la domnul Paleologu. Dar apropo de ideea asta de jupân, cred că când spunem jupân, ne referim neapărat la o persoană cu nume și prenume. Pentru că jupânul ăla de care spui tu nu poate fi președintele României, fie inclusiv din cauza acelei cărțulii pe care o are domnul Paleologu acolo pe față, în față.
față și anume Constituția României. Președintele poate deveni un semijupân dacă joacă la limita cărticicii, dacă nu cumva dar, și dincolo de paginile ei. Dar are atribuții în materie de ordine publică. Domnul poate Balele. Chema lumea la ordine. Președintele nu o să poată face în veci și nici să stea lângă toate concursurile așa. Din Ministerul așa. De Interne. Iar noi dacă vorbim acum de Ministerul de Interne, foarte scurt, vă spun un lucru, riscăm să schimbăm dictatură sau o mod de a numi oamenii cu alt mod, poate la fel sau mai prost. În sensul în care acum politicienii își numesc șefi în toată poliția și tot ei decontează rezultatele proaste. Că uite, noi vorbim, am vorbit o oră înainte și vorbim și acum, de ticăloșia numirilor făcute de PSD, un partid cu nume și prenume. El va deconta și-s convins că va deconta la alegeri. Dacă schimbi și spui, domne, șefii ăștia trebuie să ajungă prin concursuri ei aproape inamovibil precum judecători, eu spun un lucru, o să ai mafia cadrelor în locul numirilor ticăloase ale politicienilor. Că și cu cadrele am o problemă. Ei, cadrele astea trebuie să devină manageri cu rezultate și cu plecarea lor din sistem la fel de repede făcută dacă rezultatele nu corespund. Coarnă zicea că nici de acord cu contractul păi de management. Eu sunt de acord cu ce spunea Coarnă. Stai puțin, eu sunt de acord cu contractul de management. Bă, băiatule, ai niște obiective, nu le faci, pleci acasă. Noi pe unul constați că este un dezastru ajungerea lui acolo și nu poți să-l dai afară, că vine și spune, păi ce vrei că e prin concurs, trebuie să-l ții și îl ții acolo, nene, deși tu ești convins, toată țara e convinsă că ăla este un dezastru pe postul ăla, nu? Că nu mai contem, vorbim de concursuri. Acum eu vreau însă să vă întreb un lucru, ca președinte, dacă eu aici tindem, ajungeți președinte și vorbim de cărticica aia. Domnul Paleologu, în afară, bun, că sunteți președintele CSAT-ului, că dați o linie, că nu știu ce, dar pentru situația asta unică, repet, eu trăiesc acum ce am trăit în România anilor 90, eram tânăr atunci. Eu văd aceste clanuri, cum era spoitorul ăla, Fane spoitorul, cum erau cămătarii, cum erau... Eu văd acum, domnul Paleologu, ieșind de aici din studio și plimbându-mă prin București. Credeți că un președinte, oricum s-ar numi el, Paleologul, vă doresc succes dacă așa se va numi, poate în 6 luni, într-un an de mandat, să facă ceva rămânând în limitele acelei cărți de care vorbim, pentru ca eu, cetățean, să nu mai am teama de a-mi scoate copilul prin oraș, că mă împușcă un nenorocit sau mă violează fata dacă pleacă de lângă mine 100 de metri sau 200? Adică ce poate efectiv da, președintele cu acele pârghii? Să nu ne îmbătăm cu apă orice, că vin și domnul Bucură, dacă aș fi demagog, ușor mi-a venit să vă spun că dacă aș fi o președinte, nu s-ar mai întâmpla drame de genul ăsta. Asta e, păi asta e povestea lui Barna. În niciun caz nu voi Barna spune așa ceva. Asta. Însă, e evident că e nevoie de o restabilire a autorității. Inclusiv din partea serviciilor de informații pentru a face interceptări, e simplu. Pentru că altminteri nu se poate. Da? E clar lucrul ăsta. Da? E nevoie de întărirea autorității poliția, autorității... Adică rechemarea celebrilor securiști, cum le spun unora. Mă rog, astea sunt formule, pentru că orice stat serios are nevoie de organe de informații care să colaboreze între ele, să-și transmită informațiile și să-i pună pe oamenii ăștia, pe interlopi, cu botul pe labe. Nu se poate altfel, da? E cât se poate de simplu. Da, e o întrebare corectă. Acum, ca să completez și să ne destindem un pic, că am vorbit de infractori și de-aia, mai am a doua întrebare. Mi-a zis data trecută la precedenta noastră întâlnire că vă stă mai bine când vă enervați un pic. Așa, și vreți acum să mă enervați. Mă vine să vă enervez un pic. Uite, v-am pregătit cu ajutorul colegului nostru, Alex, producătorul emisiunii, o imagine și vreau să vă întreb. Dom'le, uitați-vă, pe acest domn, vedetă care a confiscat cazul Caracal, domnul Cumpănașu, l-am văzut în poze alături de toți oamenii importanți în țara asta. Dăm stânga, dăm dreapta, uite, inclusiv alături unde de e aici? Unde e aici? E alături de o echipă care acum, în momentul ăsta, vă susține pe dumneavoastră campanie. Unde e relevanță. Unde-i poza asta? Eu vă întreb, nu sunteți un pic, eu știu, supărat, frustrat, că dumneavoastră n-ați făcut poză cu miezul, cu miezul evident? Acum câteva săptămâni era cât pe aici să dau nas în nas cu Cumpănașul la Țebea. Și văzându-l, am luat-o la picior, n-am vrut să mă intersectez cu el. Pentru mine este un simbol al imposturii totale, da? Este incredibil.
Tibi. Deci nu regretați că n-aveți poză cu omul. Doamne ferește, n-aveți un lemn aici, aș vrea să bat în lemn. Nu, este incredibil personajul. Și cum a reușit să prostească atâta lume? La SNSPA, totuși, la UEFISTII, la incredibil. Iar răspundeți întrebarea asta. Cum a reușit domnule Paleologu să prostească? E consternant. Domnul Paleologu, să vă spun așa. A reușit să prostească șef de servicii de informații, care îl puneau pe scaun în capul mesei, cum se spune. A reușit să prostească miniștrii de interne. Gabriel Oprea, mă refer aici la Florian Cordia. Bun, pe Oprea nu-i greu să-l prostești. Nu, nu e greu. Oprea, Coldea, și nici nu cred că e o alții și alții, da, bun, nu e într-adevăr da. Oprea cel mai... Așa, deci, miniștri de interne, șef de servicii de informații... E consternant. Șef de rectori, nu știu, Sorin Câmpeanu, da? Ambasadori. Ambasadori, tot felul de personaje. Cum se poate așa ceva? Fenomenul... Din așa zis, da. Elită, domnule Paleologu, elită intelectuală și instituțională a României. Care elită intelectuală? Până păi ăștia care sunt rectori, care sunt miniștri, care sunt șef de servicii, o altă mare, miniștri a educației, da, o altă mare, ia un curaj. Știu, curaj, altă, i-a dat bani mulți, nu cumpăraș. Incredibil. O altă mare problemă în România este politizarea funcției de rector. Nu este deloc în regulă ce se întâmplă. Sunt rectori politicieni care, de fapt, antrenează educația într-un dezastru, așa cum au distrus țara, sau au făcut distrus țara, poate e prea mult spus, dar au făcut foarte mult rău, iar acești rectori politicieni sunt groparii învățământului românesc. Dar, că, pentru a reveni la personajul din poza respectivă, mi-aduce aminte de o replică dintr-o piesă a lui Marin Sorescu. Impostorii. Impostorii sunt buni? Sunt buni? Da? Sunt buni la ce? Evident, da, că servesc niște interese. Noi astăzi sperați că veți construi, apropo de zona aia de servicii de care vorbeați, că ar putea veni în sensul salvării situației în care se află România. Credeți că veți avea șefi de servicii care nu vor mai cădea în această plasă a unor personaje de genul ăsta, care are dreptate. Uite, Silviu a spus foarte corect. Omul ăsta avea la picioarele sale, cu ghilimele de rigoare, dacă vreți, toată crema structurilor de forță ale statului. Că se numea SRI, că se numea SIE, că se numea... Adică ăia pe umerii cărora vreți dumneavoastră ca viitor președinte să punem o parte, cel puțin, din salvarea României. Dacă avem tot ăștia așa de... Un moment. Serviciile de informații sunt un instrument, da, care se adaptează la ce li se cere și ce li se... mă rog, linia care li se trasează. Însă mai e o altă problemă de fond legată de servicii, și anume faptul că ele funcționează după o lege veche, care trebuie revizuită, evident, sau trebuie schimbată cu totul. Trebuie o altă lege care să reglementeze. De la începutul anului 91, mi se pare, da? Care așa e cu totul 91, depășită. Și cum să mai spun ceva? Controlul serviciilor de către Parlament este o pură ficțiune. E o pură ficțiune. Da? Deci nu există, de fapt, control al serviciilor. De ce de 30 de ani nu s-a putut modifica legea aia? Întrebarea dumneavoastră conține... candidat. Întrebarea dumneavoastră conține cumva răspunsul, da? Pentru adică... că e firesc ca orice structură de tipul ăsta, nefiind controlată, să vrea să continue această situație, deci, de lipsă de control. Deci politicienii n-au controlat serviciile de informații timp de 30 controlate. De ani. Și au fost stat în stat. Da. Pentru că pur și simplu controlul serviciilor de către Parlament e o ficțiune. Dar să ne înțelegem, trebuie să mizăm pe faptul că în servicii există profesioniști serioși, că există. Da? Deci oameni care își fac treaba foarte bine și care sunt de acord cu ce spun eu. Să nu credeți că eu spun lucrurile astea fără să cunosc oameni în domeniul ăsta, care gândesc sănătos. Nu mă contrazic deloc. Vreau să fie verificați. SRI-ul și SIE nu sunt o adunătură de derbedei care nu vor să fie controlați de nimeni. Nu e sub nicio formă. Sub nicio formă. Sunt profesioniști, dar nevoia de control este resimțită chiar de oamenii serioși din instituții. Aici despre servicii toată lumea are părere. Ce aveți dumneavoastră în plus și n-a avut așa? Hai că pe Iliescu-l scot, deși și el a fost totură. N-a avut Ion Iliescu, n-a avut Constantinescu, n-a avut Traian Băsescu. Că niciunul n-a reușit să modifice legile alea vechi,
de 90.000, da, de care vorbeam. Că unii dintre și ei și-au dorit, nu, cel puțin unul. Unul și-a dorit, da. Unul și-a dorit să schimbe legea respectivă. Cred că și Constantinescu, dar la sfârșit de mandat. N-am impresia, cred că s-a prins prea târziu. Da, deci nu, unul singur a vrut lucrul ăsta, dar vă spun, nu cunosc toate detaliile și dedesubturile, nu-mi cereți să fiu acum un expert în toate chestiunile astea. Eu vă spun principial. Eu vă spun principial. Principial. Este nevoie de o lege nouă privind serviciile de informații și controlul Parlamentului nu este suficient. Dar vreau să vă spun ceva. Ce spun acum nu se leagă doar de problema asta limitată a serviciilor. Se leagă de fenomenul general al partidocrației în România. Da? Regimul partidelor. Ideea că Parlamentul controlează ceva. Toate instituțiile care sunt controlate de Parlament sunt instituții quasi-falimentare. Luați orice exemplu. Parlamentul, controlul Parlamentului este un dezastru pentru ICR, pentru televiziunea română și lista e lungă. Da? E foarte clar că Parlamentul strică și acum o să țipe unii, vai, Paleologul e împotriva Parlamentului. Nu, Paleologul nu e deloc împotriva Parlamentului, ci împotriva regimului partidelor, care se bagă în toate, politizează totul și pun peste tot numai impostori, incompetenți și nulități. Și care e soluția? Tocmai să ieșim din această logică dezastroasă a regimului partidelor. Și un moment, pentru că exact aceeași problemă, uite, la asta servește puțină cultură istorică și politică și e bine de aia să mai fi trăit și prin alte țări care s-au confruntat cu aceeași problemă. Și are legătură cu Constituția. Pentru că în anii 50 generalul de Gaulle tocmai despre asta vorbea, despre regimul partidelor care trebuie limitat sau depășit printr-o nouă Constituție. Noua Constituție e Constituția Republicii a V-a, după cum bine știți, care a fost copiată la noi, dar copiată prost, copiată cu greșeli. Și eu cred că e cazul să punem toate aceste probleme despre care discutăm, toate sunt importante, dar să le vedem în ansamblul lor. Poate că la asta e bun un filozof, că un filozof gândește văzând lucrurile în mare, tablou sistem, complet. Da. E vorba de o criza sistemului, a sistemului politic și social românesc. Da? E nevoie nu doar de mici reforme pe aici, pe acolo. Nu, e nevoie de o reașezare a regimului nostru politic. De o reașezare, hai să spunem, radicală. Adică să mergem la rădăcina problemelor. Și cine poate să facă asta, domnule Paleologu? Eu cred că președintele poate foarte mult un în direcția providențial. Asta. Nu un trebuie om providențial. Trebuie să aibă autoritate, trebuie să nu fie respectat providențial. Și trebuie... Eu nu cred sub nicio formă că aș fi eu un om providențial. Da? Eu nu mă prezint în salvator, nu apelez la mitul salvatorului, nu cred în mitul salvatorului. Cred că e nevoie de o minte clară. De o minte clară, de un om care să gândească limpede și cu capul lui, nu să n-aibă proteze intelectuale în jurul lui, ci să gândească cu mintea lui și să aibă curajul să ia taurul de coarne. Asta e tot. E foarte simplu. Să vedem și niște sondaje de opinie. IMAS-ul zile de astăzi la Comanda Europa FM a dat niște cifre extrem de interesante. Vedeți intenție de vot pentru candidați. Teodor Paleologu 7,7% în creștere. Surpriza, Mircea Diaconu, susține IMAS, 16,6%, ar fi pe locul 2, atenție. Kelemen Hunor, UDMR, 3,8%. Dan Barna, USR, 14,2%. În scădere, Dan Barna, susțin cei de la IMAS. IMAS până acum nu s-a jucat cu cifrele, au sondat bine în ultima perioadă și comanditarul este unul serios, Europa FM, nu sunt case de sondare de astea obscure, comanditarul este Europa FM, un post la fel serios, Viorica Dăncilă 12,4%, foarte important în creștere, Klaus Iohannis deasupra tuturor în această stratosferă a politicii 45,3%, domnule Paleologu, cum arată poza asta, poza zilei? E credibilă în opinia dumneavoastră? Ați mai văzut sondaje? Totuși aveți experiență politică de ceva vreme. Da. Vă spun, din punctul meu de vedere, sunt cifre foarte încurajatoare pentru că sunt în creștere evidentă, alții sunt în scădere evidentă și mai reiese ceva din acest sondaj, pe care sigur că trebuie să luăm cu grijă.
grijă să nu ne credem neapărat. Evident, e foarte clar că se va intra în turul 2 cu 15-16%. Deci din acest punct de vedere, mi-e foarte clar că pot intra în turul 2 și că voi și am convingerea că voi reuși să adun în jurul meu un număr suficient de votanți încât să intru în turul 2. Acest sondaj arată că am șanse foarte mari să intru în turul 2, pentru că Barna va continua să scadă. Pe ce vă bazați vorba? Pe ce mă bazez? Pe prestația lui. V-am spus din start, am intrat în această cursă dându-mi seama că această candidatură a lui Dan Barna îmi deschide un bulevard, mai mult decât un bulevard, o autostradă. Sunt anumite voci și din USR care spun că ar fi trebuit să candideze Cioloș, nu Barna. Sunt și voci din USR care spun că ar fi trebuit să-l susțină pe Toader Paleologu. Sunt voci din USR care o spun deocamdată sotto voce, așa, și o să o spună probabil și public. 10% dacă aveți 7,7 plus 10% dacă faceți în campania asta, undeva, și aici vă dau dreptate, într-adevăr, se va intra în turul 2 cu 17-18% maxim, da? Așa cum arată plutonul ăsta de candidați. Dumneavoastră spuneți că Barna va continua să scadă, deși până la urmă trebuia să fie revelația, să așa era vândut acum câteva luni. Revelația Dan Barna. Ce s-a întâmplat cu Dan Barna, în opinia dumneavoastră? Nu, revelația Dan Barna e tocmai asta. Asta e revelația privind Dan Barna, că nu face față și că nu reușește să convingă propriul partid. Trebuie să admitem că în societate există un curent de schimbare. Da, și există un val USR Plus pe care întotdeauna l-am salutat. Deci să ne înțelegem. Eu cred pur și simplu că pot reprezenta mai bine aspirațiile votanților USR și Plus. Mult mai bine decât Dan Barna. Și cred că își va da și el seama spre finalul campaniei. A făcut o serie întreagă de greșeli. Și să le luăm la rând. Dar, mă rog, nici n-aș vrea să fiu prea răutăcios, că am impresia că trag cu pușca într-o ambulanță. Dar ce mă refer? Ambulanța aia trebuie să trageți. Ca să mergeți într-un doi în ambulanță aia trebuie să trageți. Știți că eu sunt un om delicat. Dar vreau să dați-mi voie. Dacă puteți în ambulanță, o campanie înseamnă și critica adversarului și a competitorului, domnule Paleologu. Să le luăm la rând. Alegerile pentru președinția USR făcute, ați văzut cum, ca să-și asigure președinția chiar dacă nu câștigă alegerile. Ori când candidezi pentru președinție, o faci cu demisia pe masă. Nu te agăți de funcția de președinte al unui partid. Și rămânea fără colegi? Sau e o chestiune de manieră de a vedea, cum să spun, lupta politică. Dar haideți să continuăm. Inițiativa legislativă privind scutirile de impozite pentru cei din diaspora care se întorc. Vizita Statele Unite. De ce nu e bine cu scutire de impozit la diaspora? Pentru că oamenii nu vin pentru asemenea avantaje materiale. Oamenii vor reveni în România, nu toți, dar parte dintre ei vor reveni atunci când spitalele românești nu vor fi așa cum sunt acum, când calitatea vieții se va ameliora, când vom avea infrastructură, când vom scoate incapabilii, nulitățile și impostorii din administrația publică, se vor întoarce atunci când administrația publică îi va respecta pe cetățeni și nu își va bate joc de ei. Ce s-a întâmplat cu familia Melencu este absolut dezgustător. Da, are dreptate Iohannis, da, cam târziu intervine reacția lui, dar are dreptate. Evident că a fost o atitudine disprețuitoare, abuzivă, față de niște victime totuși. Da? O lipsă de înțelegere și de umanitate, de empatie, de bază, fundamentală. Însă continui, o altă greșeală consternantă este vizita din Statele Unite, da? Aflarea întreabă ca metodă de lucru la români și uite că avem deja o listă de greșeli mari. Nu mă refer la declarații neinspirate, că alea, mă rog, sunt greșeli de moment, a spus ceva, în fine. Însă aici avem niște greșeli serioase, grave. V-ați depus declarația de avere, nu? Da, sigur. Ați rezolvat cu veniturile. Ați văzut că Dan Barna n-a știut să o completeze bine cu veniturile soției, care s-au dovedit foarte consistente, da? Până la urmă a fost și scandalul ăsta. Excesul ăsta de legalitate. Eu nu comentez lucruri de genul ăsta, nu e treaba mea. Când ridici ștacheta morală, domnule Paleologu, foarte sus, s-ar putea să nu treci tu
și cineva să te tragă de urechi, cum e cazul domnului Barna, dacă nu a declarat venitul soției. Nu? E infracțiune, așa zice la lege. Nu, poate fi o neglijență. Nu, nici nu. E, să dea el explicații pe tema asta, nu e cazul ca eu să-l atac pe un asemenea subiect. Bun. Mă refer la erorile politice, da? Erorile astea politice, care fac, așa cum vă spuneam, că Dan Barna va continua să scadă în sondaje, în intenția de vot a simpatizanților și votanților USR+. Domnul Parelu, o singură observație. Nu ziceți că chestiunile astea legate de declarațiile de avere sunt, pot fi neglijențe? Că uitați-vă la Rovana Plum cu neglijențele astea și neînțelegerile din declarațiile ei. Declarația mioritică și declarația de la Bruxelles care au diferit un pic. Ce scandal s-a iscat și cum ne-au ejectat europenii spunând luați-vă dubioasa, ca să nu zic corupta, acasă și mai gândiți-vă. Aș vrea să spun două cuvinte despre situația asta legată de Rovana Plumb. În primul rând, e consternantă încăpățânarea doamnei Dăncilă. I s-a spus să nu fac această nominalizare. Ce reiese din asta? Că doamna Dăncilă nu ascultă, nu vede, e de o încăpățânare consternantă, da? Poate așa ei se trasează, așa ei și se spune. De-aia e foarte important să scăpăm de ea, da? Ca dumneavoastră ați înțeles de ce a fost refuzată Rovana Plumb? E complet nepotrivită. Nu are ce căuta, nu se pricepe, e incompetentă și are aceste probleme de integritate. Asta au fost motivele de respingere, de fapt? Da, sigur că da. Dar vreau să vă mai spun ceva. Vreau să vă mai spun ceva. Din punct de vedere politic, PSD-ul nu are legitimitatea să propună comisar european. Nu are această legitimitate. Asta este o știre. Păi, și mă mir că nu o spune Iohannis. Asta, să vă spun ceva, de mai multe ori am spus lucruri pe care am văzut ulterior că Iohannis le-a preluat. Îi dau și acum un sfat. Vă urmărește? Sper să mă urmărească. Ar fi trebuit să mă sune, să-mi ceară sfatul mai des, dar n-a făcut-o. Nu are consilieri foarte buni. Am vorbit despre remanierea guvernului. Da? Am indicat articolul din Constituție care spune foarte clar că în caz de schimbarea compoziției politice trebuie să se facă acest lucru în Parlament. Am spus de asemenea că președintele trebuie totuși să pună mâna pe telefon să vorbească cu ambasadoarea noastră de la comisie, și anume cu doamna Odobescu. Sper că a făcut-o, înțeleg că a făcut-o. Iar acum, cine, e simplu, cine a câștigat alegerile europarlamentare? PNL, urmat de USR, care a avut de asemenea un scor foarte bun. Deci cât se poate de limpede că următorul comisar european nominalizat de România trebuie să fie din partea PNL, eventual din partea USR, sau în orice caz o personalitate independentă care să nu provină din partidul care a fost... Era doamna Dăncilă, domnul Paleologu. Păi da, doamna Dăncilă nu mai are legitimitate politică, ea trebuie domnul să plece. Mi se cântă asta de două luni și nu o dă nimeni jos pe doamna Dăncilă. Păi până ne hotărâm noi cine are legitimitate în România să numească și să trimită comisarul european care să ne reprezinte, o să ne trezim că ne dau ăia cu flici și nu o să mai avem comisar deloc. Asta este marele risc. Da? E un risc real, are dreptate. Apropo de asta, când am avut și noi singurul comisar ăla cu care ne împăunăm și anume Corina Crețu, pe aia în România a trimis-o prim-ministru de la vremea aia, că ne place, că nu ne place, Victor Viorel Ponta. El a spus, bă, pe asta o vreau, știu că s-a luat atunci, a negociat cu Băsescu, s-au certat, sau un căierasă, dar cel care a luat-o așa dânjoben și a zis, asta e alegerea mea, a fost primul ministru al României. Noi, de la vremea aia. Este la Dăncilă. Așa e și acum, primul ministru este această doamnă. Da, nu e vorba doar de pixul care semnează. Da, era o metaforă, și înțelegeți. Victor Ponta, la acea dată, avea o poziție care politic era mult mai puternică, să ne înțelegem. PSD-ul câștigase. Da, PSD-ul era puternic la acea dată. În momentul de față, PSD-ul nu mai reprezintă decât o minoritate. Noi nu știm asta în Parlament, încă nu ne-am convins. Nu, clar. Un moment. Avem o situație de prăpastie între Parlament și popor. De-aia mare prăpastie între Parlament și popor, între Parlament și guvern și opinia publică. Această situație poate deveni explozivă. Doamna Dăncilă ne duce spre un dezastru. Trebuie să oprim, ca să folosesc imaginea
lui Iohannis cu, mă rog, nu a lui Iohannis, a lui Barna despre Iohannis cu pompierul, trebuie să terminăm cu femeia piromană. Da? Dăncilă e un piroman. Deci trebuie oprită această piromană. Păi să oprească opoziția, păi, domnul Bălălugă. Ori aici avem un test, un test de sinceritate. Pentru că au mai fost moțiuni de cenzură în trecut, despre care știm foarte bine că erau pură gesticulație, pură ipocrizie. Că, de fapt, PNL-ul nu voia să dea jos guvernul. Asta-i pe bune. Iar în momentul de față, mie mi se pare, poate că greșesc, sper că greșesc, am impresia că PNL-ul omenajează pe doamna Dăncilă ca să o bage în turul 2. Îmi doresc să n-am dreptate. Îmi doresc să, ca PNL-ul președintele Iohannis n-a amenajat-o deloc astăzi. Să dea jos acest guvern. Dar vreau să revin la ce vă spuneam. Da. Cred cu tărie că noul comisar european, comisarul european din partea României, trebuie să fie din partea partidului care a câștigat alegerile europarlamentare, și anume PNL. Că ne place sau nu lista pe care a prezentat-o PNL-ul, și mie nu-mi place deloc lista pe care au prezentat-o la europarlamentare, cu Vasile Blaga, cu toată echipa, cu Motreanu, cu Bușoi și așa mai departe. Rares Bogdan, comisar european. Asta ar fi o comicărie absolută. Da, nu. De ce? Ce eu cred că PNL-ul are resurse umane mult mai serioase. Sau, dacă nu au, să-l numească, domnule, pe Drulă, da? De la USR. Că măcar cine-i Drulă ăsta? Este un om care are o competență în materie de transporturi. E un om care a gestionat domeniul n-a ăsta. N-a gestionat nimic. Ce a gestionat? Bun. Zic și eu. Ideea este următoarea. Ideea este următoarea. Drulă ăsta a avut un ONG. Bun. Un moment. Bun. Aici nu e vorba să vorbim, nu e vorba de nume. Cu tare sau cu tare. Nume, vorba principiu, de nume. Ok, principiul este... Eu aș vrea un ministru al transportului care să fi făcut ceva de acord, la viața lui. Un moment, dați-mi voie. În afară de monitorizare prin ONG. De acord, dați-mi voie. Haideți să ne punem de acord asupra principiului. Sunteți de acord că e firesc ca comisarul european să provină din rândurile celor care au câștigat alegerile europarlamentare? PNL nu prea ar avea activ. PNL... Deci ei ar trebui să numească, dar neavând activ, să ia unul de la alții. Vă dați seama că e, nu, de noaptea minții. Nu, 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 nu. Lucrul cel mai firesc ar fi ca noul comisar european să fie din PNL. Sau, ziceți-mi sau unul ca să de vedem PNL. Cum vedeți. Sau susținut lucru de PNL. E treaba lui Ludovic Orban. Eu nu... Uite... Poate mă sună Ludovic Orban și stăm de vorbă. Eu sunt foarte deschis, am o relație foarte amicală cu Ludovic Orban. Vorbim și vedem ce face. De telefoane, că dacă s-ar întâmpla toate, cred că nu mai pridici să răspunde. Să vă sune Iohannis, să vă sune Orban, să vă sune eu sunt un om deschis dialogului. Sunt un om deschis dialogului. Stau de vorbă cu oricine. Să știți că bateriile sunt foarte bune la paleotelefoane. Sunt mai rezistente decât ale dumneavoastră. Nu v-ați schimbat telefonul de data trecută. De ce să-l schimb? N-aveți smartphone. De ce să-l schimb? Țin la el. Aveți, faceți campanie online, că este o modă, rețelele sociale. Toți candidații cred că vor câștiga alegerile cu Facebook. Este o întreagă nebunie. Nu, evident, când își dau seama că nu câștigă mai nimic cu Facebook, care este o mare cloacă. Facebook este o mare cloacă, inundă. Ei, cenjurături sunt pe rețelele sociale, domnule Paleologu. Aici suntem la Ateneul Român, în acest studio. Da? Avem reguli, avem legislație CNA și așa mai departe. Da, și în viața reală sunt înjurături. Dar vreau să vă spun ceva legat de televiziune și Facebook. Și cred că e un lucru, un principiu asupra căruia trebuie să insistați, dumneavoastră, jurnaliștii de televiziune și de radio. Dezbateri. Dezbaterea este esența democrației. E o dezvoltare foarte periculoasă la care asistăm în ultimii ani, și anume politicienii comunică doar în bula lor, și nu vin să dezbată, nu vin la discuții, la confruntări. Așa este. Este foarte, cum să spun, funest. Să facem un experiment. E foarte grav pentru Uitați, democrație. Eu, moderator emisiunii, dumneavoastră, candidatul Teodor Paleologu, le adresăm acum o provocare tuturor candidaților, oricare sunt pe lista aceea. Relevanță, evident, da? Nu mă refer la Cumpănașul și la alții.
câți dintre contracandidații dumneavoastră credeți că vor veni într-o dezbatere corectă aici, da, la BUTV sau în altă vedem, parte? Din cei pe care îi vedem da. Acolo, cred că doar Kelemen Hunor și Mircea Diaconu ar veni. Ar veni la o dezbatere, la o dezbatere cu mine. Eu îmi doresc Varna, dezbatere de ce cu să nu vină? Din aceeași generație cu dumneavoastră, din aceeași filon ideologic, să spun așa? Mie mi-au spus consilierii lui că va refuza orice dezbatere cu mine. Barna? Da. De ce? Spune, nu, pe bune, după, bun, e surprinzătoare chestia pe care mi-o spuneți. Sunt în postura de candidat și nu îmi permit să-mi atac candidații spunând tot ce cred eu. Vă las pe dumneavoastră să interpretați. E treaba dumneavoastră. Lansați această invitație, vedeți cine răspunde. Sunt convins că Mircea Diaconu, Kelemen Hunor vor accepta această invitație. Iohannis sub nicio formă, Dăncile sub nicio formă și, din păcate, nici Dan Barna nu vrea să dezbată. N-aș spune că e frică de dezbatere, dar nu vrea dezbatere. Domnul Paleu, acolo trebuie să săriți. Acum vrem, nu vrem, că mai sunt lucrate sondajele astea, că eu deja l-am printat și pe ăsta lui Europa FM. Mai am unul de zilele trecute cu nume de discotecă, cu asta n-am reținut, dar l-am notat, l-am printat și până că la sfârșit iar, pac, să vedem cum a fost. Dom'le, oricum ar fi, că sunt influențate sau nu, realitatea spune următorul lucru. Vreo 65-70% din respondenți votează zona de dreapta. Așa e. Klaus Iohannis, Barna, dumneavoastră, chiar și pe ungurii pun toți spre dreapta. Dom'le, sunt spre 70%. Deci de pescuit pentru toți dumneavoastră și ceilalți este în zona de dreapta. Evident. Stânga e simplu. Au rămas tot pe undeva pe la 30%, plimbând electoratul ăla, amețindu-l, fugind de la Viorica la Diaconu. Și aici, pentru mine, Diaconu, sincer, e o nebuloasă. Nu pricep cum, fiind susținut de o construcție cel puțin anormală, ca să nu-i spun mai multe, să ne certe ce ne au, ar fi, că sunt circumspect, atât de sus încât spun sondajele, spre 16% și așa mai departe. Că nu fac decât în spatele dânsului, să fim sinceri. Vorbim de cei care înjurau statul de drept și spuneau jos cu ăia, cu nu știu ce, adică Alde Tăricianu, și ceilalți alu Ponta care au creat o armată de mercenari și uite, s-au pus la masă cu ăilalți. Deci, da, pe de altă parte, de asta spunea și Silviu foarte corect. Trebuie să atacați zona de dreapta, trebuie să vă atacați până la urmă contra candidații de dreapta. Un moment. Critic, evident, greșelile pe care le fac, ideile greșite pe care le susțin. Ați văzut că nu mă dau în lături să spun că acel proiect legislativ este o pură aberație. Un proiect demagogic, un proiect care seamănă cu propunerile lui Dan Diaconescu și ale lui Joana din 2009. O spun foarte clar, o spun preșleau, dar o spun pe propuneri concrete. Nu mă apuc să analizez psihologic profilul lui Dan Barna și să spun de ce nu vine el la dezbatere. Nu o să auziți de la mine atacuri personale, atacuri care privesc caracterul celor azi. Asta este carență de democrație, domnule Paleologu. Vorbim despre de fond, da? De faptul că de exemplu Klaus Iohannis nu a făcut enorm de multe lucruri adică, efectiv, e un bilanț foarte slab. Asta o voi spune întotdeauna. Dar nu mă apuc acum să fac analiza profilului psihologic. Vă las pe dumneavoastră să faceți acest lucru. Toată lumea se ia de ceea ce a făcut sau n-a făcut, sau crede că a făcut sau n-a făcut, e firesc. Dar e vorba și pe partea asta altă, eșalonul 2, de a se face o diferență. Eu am convingerea că propunerile mele vor convinge suficienți alegători încât să fiu prezent în turul 2. Deocamdată mai aveți, sondajele spun că mai aveți puțin de ciugulit, da, de la... Sigur că da. Sondajul ăsta arată că sunt în ascensiune rapidă. Dacă bun, practic, de curiozitate, în fiecare săptămână suntem, se mai adaugă niște da, procente. Am văzut sondaj, am discutat, am trecut prin actualitatea zilei. De curiozitate, ce vă spun oamenii? Pentru că pentru mine, ca jurnalist, e important până la urmă și reacția publicului. Ce vă spun oamenii în campanie cu care vă vedeți? Apropo de cum merge țara, apropo de ce probleme au la talpa țării acolo, ce vă spun oamenii? Care este tema recurentă? Ce marile dureri, marile dureri sunt legate de câteva domenii. Sănătatea. De frică, pur și simplu frică de frica boală, de a merge la spital, de boală, de boli grave.
Apoi, educația, e o temă mare de preocupare, infrastructura și, evident, corupția, incompetența. Uneori avem impresia că interesează doar o nișă corupția, dar sunt chestiuni legate de corupție, cum e incompetența, impostura. Toate, oamenii își dau seama că suntem conduși abuzuri de incompetenți. Abuzurile statului, le-aș regrupa pe toate astea, da? Abuzurile statului, lipsa de transparență, comportamentul disprețuitor al autorităților statului foarte adesea, corupția, incompetența, da? Pe toate astea le-aș regrupa. Deci aș vedea patru mari probleme foarte prezente în discuții, la care se mai adaugă totuși preocupări legate de plecarea forței de muncă. Asta este în mediile patronale. Da? O mare grijă legată de plecarea forței de muncă. Și mai este preocuparea legată de criza demografică. Dar aș vedea patru mari teme care clar le sunt dominante în toate discuțiile pe care le am. Pauză comercială. Rămâneți alături de noi. Suntem în direct, candidatul PMP la prezidențiale, Teodor Paleologu. O concluzie, domnule Paleologu, apropo de cum arată România și ce ar trebui făcut pe... Păi m-ați întrebat înainte de pauza publicitară, din discuțiile pe care le am, sunt cele mai importante sondaje. Sănătate, educație, infrastructură și, ca să le unesc pe toate sub o singură umbrelă, e vorba de criza statului. Fie că vorbim de justiție, fie că vorbim de siguranță, de birocrație, de abuzuri, de ordine publică, dar toate le-aș reuni sub umbrela crizei statului. Ori unde poate cu adevărat să facă ceva președintele e în zona asta. Da? Să restabilească demnitatea statului, demnitatea funcției publice, să combată, cum să spun, abuzurile și impostura în propria lui ogradă, că el e totuși șeful statului, nu? Da? Și asta cred că trebuie să facă. Statul trebuie să respecte pentru a fi el însuși respectabil. Da? Și cred că funcționarilor statului trebuie să li se redea sentimentul unei misiuni în serviciu public. Să li se restabilească credința că ceea ce fac ei e important pentru binele public. Dincolo de partide, de sinecuri, da, exact, de concursuri trucate. Cât avem, aici poate acționa președintele, da? Și sigur că el poate da direcții și în celelalte domenii. Ați văzut că educația este pentru mine o temă absolut fundamentală, da? Pentru mine esențial. Eu cred cu tărie că totul vine din educație, că educația este de fapt soluția pentru aproape toate problemele, dacă nu chiar pentru toate problemele cu care se confruntă societatea românească. Însă criza statului, restabilirea autorității statului, a demnității statului, e o chestiune fundamentală. Domnul Paleologu, să dea Dumnezeu, dacă nu aveți cu cumpănașul poză, după campania asta să aveți una cu Dan Barna, dar știți cum eu doresc? Să o fac de pe ecranul unui televizor așa în campanie. Mulțumesc. În timp ce sunteți într-o dezbatere. Pentru prezență, dezbatere. O să vedem dacă vor fi. Mulțumesc pentru prezență. Să insistați mult pe dezbatere. Lumea lui Banciu, rămâneți alături de noi. O seară bună, ne revedem mâine. Numai bine.